Salutare, prieteni! Vreau să facem un clip în care prezint livada mea. Sunt mai multe parcele unde am. Bineînțeles, este în jurul casei, dar aici, de exemplu, am livada mică, eu așa o numesc. În partea cealaltă, livada mare și diferiți pomi aflați pe lângă curte. Aici avem un piersic, anul 3, soiul Red Heaven. Are ceva fructe și mă bucur maxim. Să sperăm că va fi un an bun. Nu vor fi grindină ca să distrugă fructele și pomii. Aici am un rând de peri pe șpalier, anul 2 de la plantare, bineînțeles 2 ani fac în toamnă, pentru că sunt puși și anul trecut în toamnă. Palmetă, forma de conducere, palmetă cu brațe orizontale, o să-l fac pe 3 sau 4 etaje. Ca să vă dați seama așa, o să mergem la unul care deja are etajul de jos format. Aici mai are o subșarpantă între cele două etaje normal, iar în partea cealaltă am încercat eu o altoire. Aici s-a prins, dar nu pleacă. Etajul 2 l-avem undeva la 60 de centimetri față de primul și urmează etajul 3. Ca să-l construim, deja mi-am oprit două șarpante, viitoare șarpante, aici una, aici una, și continuă liderul pentru etajul 3. Sunt mai multe soiuri. Avem duset alb, Williams galben, așa, abate fetel, conferans, napoca, parăgutuie, nu știu, sunt vreo 7-8 soiuri, nu mai țin minte nici eu, pentru că sunt puși și v-am zis, anul trecut în toamnă și nu, dintre care am și un măr Starkinson. Acesta, vedeți, etajul 1, etajul 2 este format, acum o să trebuiască să opresc două de aici și să continue liderul pentru următorul etaj. Am mai diversificat și soiurile pe pomi față de soiul care este. De exemplu, aici am altoit și am pus alt soi. Așadar, etajul 3, să zicem că pleacă cu alt soi. Vedem cum va decurge lucrurile și în funcție de asta vedem cum merge. Vedeți, aici iarăși cam așa se formează, se lasă trei mici crengi, să zic așa, crenguțe mici care pleacă 1, 2, 3, stânga, dreapta și lider. Cam așa se formează pomișorii pe șpalier. În această livadă mai găsim cais, mai găsim piersic, alt soi față de primul care vi l-am prezentat, prun, am centenar, am Stanley și anașpet. Se anunța an bun la prun, pentru că am fost foarte atent la strupirile pentru viespea prunului și am dat foarte mare importanță, pentru că anul trecut am pierdut producția. Am țepat și toate au căzut pe jos înainte să se coacă. Acum totul e bine. Vedeți, cam așa formează pruna. Acesta este Stanley. Am aici, am mai și postat pe grup, dintr-o butură, dintr-un gutui bătrân, mi-a dat un la star.
eu l-am altoit în mugure dormind aici și aș vrea să formăm un gutui. Vedem. Acum am spus să nu avem surprize. Aici am un prun răsărit așa din sâmbure. Am încercat o altoire pe aici, nu mi-a mers. Și în primăvară am mai altoit față de ăsta încă unul. Ăsta nu s-a prins, însă mi-a mers ăsta. Am luat din ăla centenar, de acolo. Ăsta frumos, cu coroană. Și el are. Se coace primul, pentru că este un soi mai de vară. Aici avem un păr pus acum în primăvara aceasta. Aici avem un cais. Nu știu soiul, pentru că i-am cumpărat, da, cais, dați-mi un cais bun. Nu am ținut cont să știu exact. Aici am un păr favorit al lui Clap. Așa este. Aici iarăși un piersic. Am avut ceva probleme cu boșicarea și încă mai am, dar o să repet o stropire. Piersic. Este altceva față de ăla, casoi. Aici un alt cais. Foarte frumos. O să-i fac vas. Forma de conducere vas. Avem și un fruct. Barusan. Aici avem un păr. Soiul este un toasă bosc. Are și ceva fructe. Este anul 2 de plantare. Achiziționat de la Sweet Garden. Aici sunt doi pruni mai puși mai înainte. Cam așa se prezintă livada. Ei, hai să vă arăt și ceva nectarine. Ia uitați. E foarte... E plin, adică de nectarine, dar și ăsta e atacat de boșicare. Nu prea am putut să stropesc aici pentru că sunt diverse verdețuri, salate, ceapă și alte nebuni. Aici este un experiment al meu făcut pe un gutui. Vedeți, este vopsit cu var până la nivelul ăla acolo. De acolo avem o altoire în pană cu soiul, eu cam aminte, Contesa de Paris, pentru că e luat din ăla de acolo, să vă arăt. Iar după aceea are o altoire aici, o calusare foarte bună, însă nu mai știu soiul. Este palisat pe gard, pentru că am avut posibilitatea să-l răstignesc, să zic așa, aici. Și am mai băgat diferite soiuri acum în primăvară. Avem aici un altoi. Am aici un mugure dormind iarăși. Văd că a plecat frumos. Da, sunt destui. Aici avem vestitul Williams roșu, plin, foarte bine garnisit și pe vârf. E un păr care nu te dezamăgește, ceea ce privește fructificarea lui pe care o face. Aici am mai completat un rând pe șpalier meri împreună cu peri. Aici avem Florina,
soiul de mărfurina palisat. Aici trebuie să-l ridic în sus. Cred că îl fac candelabru, un fel de candelabru, pentru că brațul ăsta se ridică frumos pe lângă stâlp. Liderul e aici. Deja avem un braț aici. Nu știu dacă pot să fac aici ceva. Să fac încă unul, iar pe capăt este deja în sus. Aici iarăși mai am o altă oire. Aici avem Golden, de aici în sus. Iarăși unul format tot așa palisat pe șpalier, palmetă cu brațe orizontale. Aici avem un Williams anul 6. Este normal frate cu cel din curte pe care vi l-am arătat și el foarte bine garnisit cu fructe. E senzația mea, e cam de aici a plecat din ăsta, pentru că a fost un pic înaintea celorlalți și după aceea a fost nebunia mea ca să-l fac pe cel de acolo care vi l-am arătat. Da, foarte bine garnisit. Nici aici n-am avut posibilitatea să stropesc și să vede. Să vede pentru că, vedeți, sunt lăstarii. O filiță au pe dedesubt acarienii și alte nebunii. Iarăși încă un măr. Iar aici am achiziționat soiul de piersic Amalia de la domnul Roman, pe pepinierele dânsului. Încerc să-l palisesc și pe ăsta, însă nu știu dacă iese. Eu mă străduiesc. Vedem dacă vrea el. Iar aici o să fac un rând tipul de forma de conducere fus. Haideți să vă spun ce am luat. Avem soiul de păr Carmen. Așa. Aici Red Delicios, tot de la dânsul. Uriașă de Voinești este un păr pe care mi l-am dorit foarte mult. Și cred că din ăsta am băgat în ăla palisat pe gard, acolo sus. Aici mai avem un măr frumos de Voinești. Și ăsta e foarte frumos, a plecat bine. Sunt pom plantați în toamnă. Soiul de păr Gepa, tot de la pepinierele Roman. Un măr Fuji, tot de la dânsul. Iar aici avem soiul de păr Lucas. Au diversificat foarte mult ceea ce privește soiul de pere. Mi-am luat exact ce nu aveam, să zic așa, în acest rând. Și iată-i că toți s-au prins. Am o părere foarte bună despre pepiniera dânsului, nu că îi fac reclamă sau ceva, dar mi s-au prins. Aici, să zic așa, continui rândul de pomi, tot forma de conducere fus, fiind mai aproape, nu vreau să-i deschid foarte mult, așadar o să-i fac fus. Aici am Golden, aici am soiul de păr Contesa de Paris. Zic bine? Nu, cam aminte. Nu, că scrie aici. Nu, e Monica, da. Soiul de păr Monica. În primăvară a făcut 4 ani, de fapt, în primăvară acum. Este bine garnisit. Are fructe, anul trecut mi-a ținut un singur fruct și am reușit să-l degust. Mulți spun că nu sunt chiar ok, mie nu mi-a plăcut. Nu am avut așa mari pretenții. Aici mai avem o altă oire mugure. O să trebuiască să intervin cu stropiri. Aici
Avem o altoire iarăși de spicătură. Aici am Williams roșu. Încă un măr golden, este frate cu primul de acolo. Aici avem tot așa un măr Jonathan, forma de conducere fus. Am încercat ceva altoiri. Aici, uite, se pare că a plecat și ăsta. Greu, dar a plecat. Aici era și o altoire din Fuji. A, aici de desubt mai am un merișor altoit. Mi-a dat din sămânță și de desubt sub el avem altoire. Este un măr generos acolo. Aici, pentru că tot a mai avut loc și am zis să duc rândul la capăt, avem un măr, soiul de măr prima. Aici am un Williams galben, un păr care, pe părerea mea, nu trebuie să lipsească de la voi din gospodărie. Anul 3 în primăvară. Aici am niște prun. Aici am un gutui altoit de spicătură anul trecut de mine și deja el vrea să facă fructe. Așa. Îl las fus pentru că sunt un pic cam aglomerat și sunt nevoit să fac asta. Aici am un vișin anul 4. Este un vișin foarte bun, cu codiță scurtă și fructul nu este așa vișiniul ăla aprins. Este un pic mai deschis. Și rândul meu de meri pe șpalier, anul 3 de la plantare și primul an de rod, sunt 14 pomișori puși, sunt gata formate 3 etaje la ei. Și o să vă arăt și ceea ce bine că în momentul de față se face rărirea automată pe care pomul este nevoit să o facă, pentru că nu poate să ducă toate fructele pe care el le are. Așadar, o să rămână 3 mere pe buchet, să zic așa. Dar sunt încărcați bine. Sunt stropiți la timp. Vedeți, în momentul în care ai livadă liberă și n-ai treabă de alte legume pe care trebuie să le consumi, altfel stă treaba. Aici am iarăși, mi s-a uscat anul trecut, a fost singurul pom pe care mi s-a uscat în rând. A și fructificat, mi-a făcut un măr și după aceea s-a uscat. Este un păr Carmen. Este achiziționat odată cu cei de acolo care vi-am arătat. Aici am Contesa de Paris, de sus până jos. Am încercat ceva altoire aici, nu mi-a mers. Da, asta e, cam atât.